legătura cu cerul. Și sunt unul cu invrancia.ro. Gata, meditați. Gata, gata, gata. Am meditat suficient. Aoleu, sunt una cu meditația, sunt una cu slavia, sunt una cu invrancia. Întreba canalul ăsta, asta am murit. Ce mai faci, Andreea? Bate copa. Bine. A fost bun weekend, săptămâna ta? A fost bine, m-am jucat pe telefon. Mi am mers afară cu prietenii, am fost în tabără. Da, problema e că n-am fost în tabără, mai toată grupa a fost în tabără și eu și cu Miruna, nu, o prietenă de-a mea. Dar ăsta, știi că a fost partea proastă? Mi-a venit la fotbal o minge în față. Am dat un penalti, ne jucam Miuța. Și ăsta, cineva a dat hands și... Dar stai puțin, ți-a venit așa în nas, în frunte sau într-unul dintre ochi? Tot! Tot! Toată mingea, toată fața! Aia, bun, s-a făcut una cu fața, clar. Exact. Și ăsta, Andrei, cel care trebuia să bată mingea, pentru el era penaltiul, a zis, da, eu dau din capăt! Și a dat-o cu toată puterea! Eu am încercat să o apăr, numai că mi-a venit în față! Da, știi cum zicem că venea mingea spre mine, dar eu mă dădeam așa, ce s-o apăr în memorie față? Uite așa puteai apăra. Și... Haideți să începem. Vineri, pe 30 iunie, la ora 20, la ora 12 fix, va fi lansare de carte, Ela și Toader Răduță, la galeriile de artă din Focșani, Vrancea. La ora 19 avem masa critică, un tur ciclist. Plecarea va fi din intersecția Bulevardului Unirii cu strada Ștefan cel Mare. Bă, dar am stat la un moment dat pe un bulevard al Unirii, pe Bulevardul Unirii. La un moment dat, dar m-am mutat de acolo. Văd că ai stat, ai locuit? Da, pe acolo. La un moment dat. Și acum unde stai? Da, păi pe Longinescu. Da, știu unde e Longinescu. La ora 22 fix va fi karaoke party la Havana, Focșani. La 17 fix avem slujba vecerniei la Biserica Sfântul Voievod Ștefan cel Mare. La ora 18 fix va fi comemorare Ștefan cel Mare și Sfânt, moment artistic susținut de actori la Teatrul Municipal Maior Gheorghe Pastia și de artiștii ansamblului folcloric Țara Vrancei. La 19 și 15 minute avem recital corul Pastorala, recital de cântece patriotice dedicate marelui domnitor Ștefan cel Mare. Nu pot vedea că este așa, dar eu cred pentru că va fi la biserica Ștefan cel Mare și are logică. Închinate voievodului Ștefan cel Mare la biserica lui Ștefan cel Mare. Face da, conexiune, cred nu? Cred că în momentul ăla i-a crăpat creierul printerului și n-a mai printat bine. Da. Din cartierul Sud, Focșani. La ora 20 fix va fi concert holograf la Zaga Zaga la 20 de kilometri de Focșani. Mă, da, concert holograf la Zaga Zaga. Data trecută a fost concert Vama. Mă, da, aici vin extraterestri. Știu eu cine vin. Cine? Vin baubaia i-am dat. Aoleu, baubau, l-am trimis la o colegă în dulap, stai că nu mai vine, nu se mută prea da, de trebuie. Să zic o farsă care am făcut-o odată. Asta mi-am luat eu pe ăsta, să zicem așa, un păianje în care, un scui și din păianje, cum se numesc? De parcă era un jeleu din păianje, da, numai că nu se poate mânca. Și l-am pus în bancă la o colegă care nu plăcea. Că l-a văzut, eu era în ultima bancă. A țipat și s-a dus așa cu spatele, toată clasa a râs. Și eu l-am răpit pe ea genul și n-a avut dovada. Și nimeni nu știe de ce a fost speriată. Nimeni nu o crede. Aha, deci sperim pe un băiat mic. Da. Din păcate am pierdut acel preajel. Vai, mamă, ce frumos a fost. Bine, asta n-a fost la școala mea, asta a fost
cu prietenii. Da, m-am mers și eu la un moment dat la un prieten de mai acasă și când am deschis ușa să intru, era un peian gând de la mic, așa că ăla de praf de pe pânze pe care îl găsești de peste tot era pe jos. Când l-am văzut, am călcat pe el. Ce crea, dar nu te-ai speriat? Nu, l-am strivit. Da, da, așa fac mulți din care cunosc. Când văd ceva care le scurpă, fix așa fac. Dacă aici ar fi un gândac, fix așa fac. Dar stai, nu trebuie să deranjăm sabia meditației. Continuă. La ora 22 avem check-in party la Havana. Tu-ți imaginezi ce distracții pe ăștia care lucrează la Havana? Stai! Havana este capitala Cubei. Deci vreau să zic că e check-in party în capitala Cubei. Nu zice aici la barul Havana. Poate fi și în Havana, Havana aia. În Cuba. Ce ne facem? Aia e. Continuăm la ora 22 fix. Va fi Summer Midnight Party la Nomad Focșani. Trebuie să citim un cuvânt care ne-a bântuit viețile. Și toate. Nomad. Nu mai ții minte ce am discutat despre nomad când am zis un jeleu, iar tu ai zis jeleu cu gust de cozonac. Da. Ai trecut așa peste el. Ai trecut de un diamant, ca în Minecraft. Fix asta ai făcut. Da, pentru că eu caut netherite. Da. Aici mi-ai pus piedică. Dacă nu știți, e Minecraft. Diamantul e ceva, netherite e altceva. Netherite-ul e mai puternic ca diamantul. Da. Ah, de fapt, da. E mai greu să găsești netherite, parcă netherite se găsea nether. Da, nether. Da. Știi, și diamantele se pot găsi și în lumea normală. Overworld, da. Bun. Hai că nu mai discut. Bun. Hai că nu mai discutăm de Minecraft, că e plictisitor. Pe 1 iulie, adică duminică, avem judo. Judoka, nu știu ce cuvânt e ăsta, dar tocmai a fost scris în scriptul nostru. Dacă știți voi ce este judoka, vreau să scrieți în comentarii, pentru că în momentul ăsta creierul meu funcționează cu jumătate de capacitate. Judoka Ashley Gonzalez va concura cu echipa mixtă a României la Jocurile Europene Cracovia Malopolska 2023, care a avut loc în Polonia între 21 și 2 iulie, categoria plus 90 de kilograme. Știi că să nu greșiți. Malopolska cu K, nu cu K. Da. Și știi că în Cracovia au fost lagări de concentrare germane din al doilea război mondial? Cred că a fost Auschwitz-Birkenau. Deci, când te duci acolo, vezi și un ăsta, vezi și meciul de judo, dar mai vezi și tu ceva despre istorie. Nu-i fain? Da, adevărat. E... Între 1 și 2 iulie va fi judoka Vlad Vișan, va concura la Taipei Asian Open 2023 la categoria de 90 de kilograme. Bun, deci judoka se pune la băieți, Vlad Vișan. Da. Dar ce înseamnă judoka? Că m-am enervat de acum. Cauți pe net și găsești. Voi cei din spate camerei care nu îi puteți vedea telespectatori, vă rugăm să faceți o căutare masivă pe Google ce înseamnă judoka. Puteți? Bine. Mă bucur. Bun. Duminică, din păcate, duminică vă vom lăsa pe voi să căutați ce va fi, ce evenimente vor fi și vă așteptăm să ne trimiteți evenimentele de săptămânile viitoare, dacă mai găsiți. Sunt una cu cerul. Sunt una cu camera. Sunt una cu sabia și sunt una cu clipul. Astea sunt abilitățile unui veteran unui veteran aici la infrancia.ro. Bun.
Mult. Multă muncă de depus, dar și în răsplată mare. Dacă vreți să ajungeți și voi ca mine, puteți oricând să începeți de la un canal mic. Un canal mic, poate un, doi abonați. Dar într-o bună zi veți face ceva măreț. Astea dacă mă chinuiți. Astea sunt vorbele unui măreț. Ale mărețului din mine. Vă urez o zi bună și sper să ne revedem cât mai curând. La revedere! Acum eu trebuie să merg, să mă duc în munții Japoniei și să mă exilez pentru 2 sau 3 ani pentru meditație, dar nu orice meditație, o meditație albă. La revedere!